Născut în județul Bihor, Cornel Abrudan este un nume de referință în Galeria Artiștilor Plastici din România. Absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, promoția 1981, specializarea Artă Monumentală Restaurare, la clasa profesorilor Petre Achițenie și Ion Grigore, Cornel Abrudan este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Oradea, specializarea Artă Monumentală din anul 1989. Formarea profesională a fost completată cu studii de arta metalului și arheometalurgie, cursuri de restaurare metal și cursuri de restaurare pictură murală și vitraliu în România și Italia. În vizita noastră la Oradea, l-am întâlnit pe domnul Cornel Abrudan la Muzeul Țării Crișurilor, unde conduce secția de artă a acestei instituții. Pasiunea pentru artă cred că a început destul de devreme, când încă sub îndrumarea profesorului Hiriț Gavril, care era și un fel de rudenie cu noi, am început să desenez foarte mult, să aplic la tot felul de tehnici, pentru că de foarte devreme am simțit o pasiune pentru tehnica de exprimare plastică și abia mai târziu pentru elementele de limbaj vizual și de operare cu limbaj vizual, pe care le-am deprins încet, încet, folosind în același timp tot felul de elemente de tehnică. Decizia pentru arte monumentală a venit cam prin clasa 10-a, când am început să fiu atras de frescă, de mozaic, de pictura pe sticlă, pe lemn. Dar s-a concretizat în ultimul an de liceu, când am decis clar că asta este drumul pe care urmează să-l parcurg. Și am intrat la Institutul Nicolae Grigorescu din București, la secția de artă monumentală, la restaurare și muzeologie. Ați avut un mentor acolo? Acolo am avut pe profesorul Petre Achițenie și Ion Grigore, dar la monumentală, cum eram separați toți în sala Calinderu, de fapt aveai profesor pe toți profesorii din sală. Ne uitam la desenele domnului Stendel, eram fascinați de culoarea și compoziția doamnei Simona Chintilă. Era o plăcere să te întâlnești întotdeauna cu profesorii de la restaurare, cu profesorul Istudor, cu profesorul Sava, cu profesorul Mohanu. Era un lucru excepțional pentru că simțeai concret că era o atmosferă foarte frumos legată și cu foarte multe posibilități de a învăța. După facultate am revenit la Oradea și am lucrat o vreme în Muzeul Țării Crișurilor, apoi am trecut pe varianta de liber profesionist și am revenit la Muzeul Țării Crișurilor, la colecția de artă decorativă pe care am gestionat-o și am încercat să o pun în valoare de fiecare dată, pentru că una dintre, v-am spus, pasiunile mele erau întotdeauna tehnicile de prelucrare și prin tehnici, modul de exprimare a emoțiilor în limbaj vizual. Indiferent că era vorba de o piesă din argint sau o piesă din maiorică, o piesă din sticlă sau o piesă din, să spunem, metal comun, era foarte important să știu exact ce raporturi existau între sectorul ideatic care îl guverna, după aceea între sectorul ideatic și cel formal, cum puteau fi realizate prin instrumentarul și tehnica cu care operam și mai ales câtă expresivitate puteam da asta. Încet, încet am observat că există o lume a picturii religioase care avea o expresivitate specială. De ce? Pentru că întâi era foarte mult rafinată, atât conceptual cât și tehnic. Era în același timp varianta artistică în care lucrurile se puteau dezvolta, având în schimb o bază canonică foarte bună. Am început să pictăm încă din facultate icoane pe lemn, am făcut frescă cu domnul Ion Grigore, am făcut o grămadă de lucruri de felul acesta și cu doamna Simona Chintilă, atât soția mea cât și eu, am făcut un fel de incursiune în lumea picturii a icoanelor pe sticlă. Icoana pe sticlă devine obiect de cult acceptat în Transilvania secolului al XVIII-lea, după ce pictorii au învățat tehnica de lucru în Europa Centrală. Am învățat tehnica adevărată, deci nu trucaje moderne, ci tehnica adevărată, dar mai mult decât tot, am învățat la un moment dat că etapele tehnice trebuie suprapuse peste niște etape de concept care includ atât teologie. La icoana pe sticlă, pe lângă faptul că exista în partea de concept și multă teologie, dar exista în același timp și
un concept a modului în care desenul și culoarea se legau între ele, folosind grafia extrem de elegant și în același timp extrem de bogat. Iar culoarea pe care venea suprapusă peste el, peste acest desen, nu avea decât rolul de a îmbogăți toată această compoziție cromatică și mai ales de a găsi acea parte de expresivitate pe care apoi o găseam în freșcele de prin zona Sibiului, Făgărașului. Deși, pe măsură ce venim înspre partea noastră de Transilvania, există și aici o bogăție de culoare și de linie și de compoziție, dar cu unele note de cromatică mai dură, mai violentă față de cele din Făgăraș. În perioada de primă tinerețe, în localitatea Peștiș, de lângă Alești, există o biserică de lemn, monument istoric, unde am văzut prima dată icoane pe sticlă, așezate în ordine pe perete și așezate în ordinea din iconostas. Și mi se păreau fascinante ca și culoare la început. Abia apoi am descoperit caligrafia și desenul excepțional și abia apoi am descoperit franchețea cu care se exprimă. Era exact acea naivitate și seriozitate, la fel de mare a țăranului român, ca și a unui pictor profesionist, doar că cu mijloacele pe care le înțelegea în clipa aceea. Fascinant a fost de culoare. Erau, țin minte, niște fonduri albastre care, sub sticlă, cu luciu de sticlă și cu tot, mi se păreau absolut excepționale. De acolo până când am ajuns să fac eu icoane pe sticlă și să facem în familie icoane pe sticlă și, să spunem, să pot să ajut și la muzeu și la restaurarea icoanelor pe sticlă și la custodierea lor și la descifrarea unor expresii care sunt în icoanele pe sticlă, n-a fost decât o perioadă de vreo 12-15 ani. Timp în care încet, încet se acumulează cunoștințe, încet, încet se acumulează sensibilitate, se acumulează un fel de prindere a tehnicii ca și experiență personală, de la explicații la experiență personală este un drum lung. Și a mai fost încă ceva. Majoritatea oamenilor cu care am intrat în contact erau oameni care nu te învățau sec o tehnică. Erau oameni care te învățau despre sisteme cromatice, despre sisteme tehnice, despre sisteme teologice. Și în clipa asta, efortul era doar să știi unde ești în sistem în clipa aceea și ca să poți să te duci oriunde apoi. La Muzeul Țării Crișilor, printre alte activități care sunt de tip muzeal și muzeografic și muzeotehnic, există și un sector care se numește pedagogie muzeală. În cadrul, să spunem, cursurilor cu ghilimele de rigoare de la pedagogie muzeală, am realizat niște filmulețe mici despre tehnici, despre modalități de operare. Și unul dintre ele este cu icoana pe sticlă, etape de realizare și un fel de citire a expresivității ei din punct de vedere deja cult. Chiar dacă icoana pe lemn sau icoana pe sticlă ocupă un loc foarte important în opera artistului Cornel Avrudan, domnia sa este la fel de pasionat și de arta mozaicului și de arta vitraliilor. Din punctul de vedere al modului în care existența noastră se leagă de lucrarea de artă, de exemplu, pe măsură ce evoluezi și încet, încet încep să fii stăpân pe mijloacele tale de expresie și raportul cu un fel de, să spunem, piață a bunurilor simbolice devine concret și devine bine consolidat, se poate trăi din opera de artă liniștit. Am realizat în sensul ăsta lucrări care au fost bine primite și care au ajutat la îmbunătățirea existenței mele. Am făcut, de exemplu, mozaicul de la Biserica Sfântul Andrei din Oradea, iconostasele de la Biserica din Coșorhei, la Biserica din Haieu, la Biserica din Betfia. Apoi am continuat pe linia aceasta cu foarte multe icoane pe lemn, o mulțime de colecții. Dincolo de toate acestea, am început să fac vitraliu, chiar pornind de la desenul pe sticlă și apropiindu-mă de materialul sticlă cu o anumită, să spunem, sensibilitate. În sensul ăsta, cred că cele mai importante sunt vitraliile de la Muzeul Ceasului din Ploiești, pe care le-am realizat împreună cu soția mea și băiatul meu, și care stau acum frumos pe geamurile din municipiul Ploiești. M-a fascinat întotdeauna partea din creație care se întâlnește expresivitatea cu tehnica și care depășea întotdeauna puțin limita de ieri.
Deci să fie un picuț în față. Și atunci am învățat în sensul ăsta din artele focului metalul. Mi-a plăcut întotdeauna foarte tare. Vitraliu și mozaicul mi-au plăcut foarte tare, dar pasiunea constantă și tot a rămas totuși pictura pe lemn și pe sticlă. Atașat de ideea că nu poți fi un adevărat maestru până nu formezi alți maestri care să vină în urma ta, artistul a deschis studenților cu vocație șansa studiului și schimburilor culturale interne și internaționale, șansa formării acestora în domeniul artelor vizuale și al managementului cultural. Dincolo de activitatea de la muzeu și de activitatea din atelierul personal, am fost profesor la Universitatea de Arte Vizuale din Oradea. Aici am avut studenți unii excepționali, alții au devenit după facultate foarte buni. Aici aș putea să amintesc pe Remus Bradea, aș putea să amintesc pe Dorina Bucut, sunt o mulțime. Dar și acum încă primesc telefoane, domn profesor, ați putea să-mi spuneți încă, uite, am ajuns în stadiul ăsta, ce pot să fac mai departe ca să nu pierd lucrarea? Sau ne întâlnim de multe ori pe stradă sau undeva și primul lucru discutăm despre ce putem face ca să găsim o soluție la lucrarea lor sau la lucrarea mea. Am avut așa în comuna Nicolae Bălcescu, chiar la Conacul lui Bălcescu, niște tabere cu studenți care au încercat să învețe restaurare și pictura pe lemn și dincolo de asta copiii mei amândoi sunt, cel de aici este foarte bun în domeniu, cel din America a trebuit să se adapteze la condiții din America, are deja o altă viziune, dar asta este. În general, am încercat să fac exact ce au făcut profesorii mei cu mine. Adică mi-au oferit întotdeauna un răspuns corect și sincer și am încercat la rândul meu să-l dau mai departe și să nu am niciodată ifose de felul este un secret profesional pe care nu vreau să-l dau. Nu. Secretul profesional se ascunde în modul în care trăiești aceste lucruri și cum poți să le exprimi. Aia nu poți să o spui nimănui pentru că este al tău, nici nu poți să-l dai. Dar restul, detalii de tehnică, de iconografie, de tot astea sunt lucruri care trebuiesc împărtășite și trebuiesc lăsate și celorlalți întotdeauna. La ce lucrați acum un proiect? Chiar acum lucrez la proiectarea și executarea unor vitrali la Biserica Sfântul Andrei.